Bun, haideți, maestre. Zodii de bărbați ajungem. Care nu luptă pentru tine. Ajungem la o probă de foc. Ai, bărbați care nu aici, luptă pentru tine. Ia să vedem. Jale. Pentru că sunt într-adevăr bărbați care nu știu să lupte pentru persoana de lângă ei. Da? Asta și înainte de căsătorie, dar poate să se întâmple și în timpul căsătorii. Înțelegi? Pentru că mulți au senzația că e, trebuie să fie cum a fost în luna de miere. Dar luna de miere a fost, s-a dus acum. Dacă ai lăsat borcanul deschis, mai te înfrunzi de el. Dar dacă tu l-ai sigilat, ai strâns că l-ai mai ascuns și pe în cameră, dar nici tu nu mai știi unde e. S-a dus? Deci avem grijă, da? Când ești într-o relație cu cineva, la un moment dat poți să întâmpi dificultăți. Iar asta e normal, că fiecare se lovește de așa ceva. Dar important este cum faci față la provocări. Împreună, nu singur, ca o echipă. Cu cât ai mai multă experiență în relații, cu atât îți dai seama mai repede de ce e nevoie, da, ce are nevoie partenerul și ce își dorește el. Iar tu trebuie să fii alături de el, să-l luți alături de el, ca să obțin acel lucru. Pentru că ce e bucuria cea mai mare când e singur și te străduiești să faci ceva și te chinui, că unul singur, unde e unul, nu-i putere. Dar când tu sprijini partenerul sau partenera, reușita e mai rapidă. Totul e mai... Da? Și parcă și timpul se scurtează. Și atunci timpul acela pe care îl pierdea, nu îl pierdea, îl folosea o singură persoană, s-a înjumătățit poate, sau mai puțin. Și ai timp și de altceva, de lucruri bune. E, dar sunt și unii bărbați care nu sunt predispuși să lupte. Da. Nu știu, ți-ai luat obligația asta, fă-o. Dar uite că am nevoie de ajutor. Dar ce? Te-am băgat eu acolo? Exact ce spunea Alidia. Te-am obligat eu să faci? Și te dezarmează undeva. Și parcă nu mai ai câtă putere și ai fi avut dorință să faci, te scumpănește și pe tine, te demoralizează și te, la urmă, renunți. Hai să luăm prima zodie, Scorpionul. Bărbații Scorpion sunt extraordinar de orgolioși. Pe cât sunt de pasionali și fac de multe ori o obsesie pentru partenerele lor, dar asta nu împiedică de multe ori ca să se dea la o parte, să nu lupte pentru relația de iubire atunci când intervin probleme sau când undeva e zgândărit ego-ului uriaș. Înțelegi? Sunt suspicioși, foarte suspicioși și datorită acestui fapt au probleme în a le oferi încredere partenerilor. Da. Se tem de trădarea partenerii chiar și atunci când nu sunt motive, dar motive serioase. Se deschid eu în fața cuiva uneori. Și asta nu se întâmplă nici măcar după ani de relații. Și îi va fi greu să cunoască cu adevărat partenerul, pentru că e, cum să zic eu, e absent de teamă ca el să nu sufere, că suferința rămâne pe partea partenerului. Dar dacă tu l-ajuți, o să treacă peste această suferință sau se diminuează. Dar de teamă ca el să nu sufere, orgoliosul Scorpion nu luptă pentru partener. Nu caută să o ajute, să o sprijine. Multe din, eu zic că poveștile care el ți le spune sunt un fel de mecanisme de autoapărare. El vine cu niște lucruri așa, meandre din asta, că știi ce a pățit cu tare, sau nu știu, dar el practic își povestește tot ce a făcut, toate trăirile lui și vrea să vadă dacă tu ești de acord cu el sau nu ești de acord. Și în cazul când intervin provocări și certuri, Scorpionul ce face? Dă fuga sau dă bir cu fugiții, se grăbește să fugă pentru a se asigura că nu el e cel care va suferi cel mai mult. Că asta e teama lui. Ca dintr-o suferință care poate fi împărțit la doi, el să ia suferința cea mai mare. Deci,
De aici poți să tragi concluzie dacă ai partener Scorpionul, dacă într-adevăr este așa sau nu este așa. Pentru că sunt și Scorpion loviți de întâmplarea asta. S-a întâmplat o dată, să zic, într-o căsnicie și a dat seama că a greșit, iar în a doua nu mai vrea. Nu mai vrea că s-a păcălit o dată din greșelile lui, pentru că n-a întins mâna și știi cu povestea, era pe punte și n-a întins o mână să-l scoată pe cel din apă. Și l-a văzut cum se înnecă. Ei, mergem la săgetător. Zice că dragostea săgetătorilor arde rapid și strălucitor. Iar de la început, o relație este atât de atent cu tine și face atât de multe planuri de viitor, încât crezi că el este alesul. Sufletul pereche, fără îndoială. Dar această scânteie se poate stinge foarte repede, iar în curând el rămâne cu un sentiment de regret și plictiseală. Săgetătorii caută mereu acea scânteie seducătoare în relații și, de fapt, în tot ceea ce fac, nu numai în relații. Dar uită că viața nu e întotdeauna roz și asta e ok. Vrei, nu vrei. E o mare provocare pentru ei să navigheze momentele dificile din cuplu, mai ales atunci când partenera le arată latura serioasă, suferința și lupta de care trebuie să dea dovadă. Fiind atât de independent, le e mai ușor să fugă decât să rămână și să lupte. Vola de vezi. Hai să vedem vărsătorul, zodie de aer, care îi place să fie într-o relație atunci când are impresia că petrece timp cu cea mai bună prietenă, dar la fel de mult îi place să fie și singur, să petreacă timp cu el însuși. Este una dintre cele mai temperamentale semne zodiacale, ceea ce înseamnă că poate fi fericit și satisfăcut în relația cu partenera lui azi, iar mâine poate crede că nu e ceva de care are nevoie în viața lui. Așa că are tendința de a renunța la o relație mai repede decât îi place să recunoască, pentru că se gândește tot timpul, dacă nu cumva, i-ar fi mai bine singur, mai ales atunci când apar problemele de cuplu. Angajamentul pentru partener nu îi vine natural. Ar trebui ca cineva să-l împingă și în momentul când îl obligi să intre în parteneria, să pună mâna la treabă, în ghilimele, să ajute partenera, zice, dar ce te amestești tu? Dacă mie mi-e mai bine singur, de ce trebuie să merg eu cu ea alături? Nu vezi că parcă le adună pe toate, toate necazurile mele, ea le adună. Deci, se degrevează aruncând vina pe partenere. Geamănul este mai deschis și mai indecis, cel mai indecis bărbat din zodiac, cunoscut pentru cât de imprevizibil este în iubire. Într-o zi îți declară dragoste eternă, iar în arătarea te lasă baltă ca să participi la, eu știu, unde ai fost invitat, chiar dacă e o întâlnire interesantă, un workshop sau la un festival peste hotare. Nu este niciodată exact ceea ce simte pentru parteneră, așa că nu are motivație să lupte în situații grele sau în vremuri grele. Preferă faza lunii de miere decât cele atunci când apar problemele și tinde să-și facă bagajele și să plece. Probă văzută, verificată, asta e mai concludent, pe cealaltă mai puțin. Cu vărsătorul am mai avut un prieten care degeaba am explicat că nu există. Și nu înțelege, ea patru ore care nu înțelege încă. Tot din cauza asta. Orice cuplu l-a distrus pe problemele partenerii. La geamănul respectiv spune că singurul gen de parteneră care îl convinge să rămână este cea care nu ia lucrurile prea în serios și transformă totul într-o joacă provocatoare, inclusiv rezolvarea problemelor. Adică nu trebuie să găsească decât un alt zănatic la fel ca el, care tratează superficial tot și
nu se împiedică nici de probleme, nici de nimic. Toate astea sunt luate așa, în, în joacă, în bășcălie, cum zicem noi. Da? Și rămâne rezolvate. De multe ori e bine să mai lași niște provocări de-astea care nu-ți convin, așa, nerezolvate, ca să-și găsească rezolvarea odată cu trecerea timpului. Dar timpul mai lasă și urme de multe ori. Corect. Nu trebuie neapărat să credem că timpul le rezolvă pe toate. Asta nu mai bulă, cred. Și eram atât de sărac și am găsit scris într-o revistă. Nu trebuie să te necăjești niciodată pentru o nereușită. Timpul le rezolvă pe toate. Și Bula a zis, păi eu n-am bani, dar timpul le rezolvă, așa că aștept timpul să vină să-mi aduc bani. Bun,